mare ploaie. Plouă și în casă. Ce a plouat azi noapte? Cea mai mare ploaie de când suntem în Sud-America. Avem noroc că s-a oprit. Și putem merge pe jos 3 km. Ora 7 dimineața, mergem spre Asunción. Bună dimineața! Wow, ce frumos avem! Sperăm că ai deschis ușa. Ți-am inundat tot blocul. Nu mai era noi în cameră. Este un pușal afară după ploaie la ora 7 dimineața. De nu vă imaginați. Da, e bine că nu plouă. Asta e cel mai bine. Un mic protest. Pentru recunoașterea vechimii și mărirea salariului. Pentru că salariul este prea mic. Terminalul în față. Mai avem aproximativ 2 km. Fix vis-a-vis de acest bloc părăsit se află stația de bus. Iar lângă stația de bus, piața centrală. Dar de data asta, piața centrală este foarte ieftină în comparație cu cea din Curitiba, din Brazilia. Terminalul. Ne-am luat locuri cu vedere la stradă. Ne-am instalat, mergem cu Cursero del Este, care este cea mai ieftină companie. Am plătit 100.000 de guarani de persoană. Undeva la 13 euro pentru 350 de km. Erau bilete și la 140.000, 160.000. Ăsta este cel mai ieftin, cea mai ieftină companie. Adio, Ciudad del Este. Pornim spre Asunción. O pas de mate. Acum am înțeles pentru ce sunt arabele astea, cu o varietate mare de ceaiuri. Te oprești și ți se prepară un mix de ceaiuri. Îți alegi tu ce tip de ceai vrei și îți face un mega mix. Rădăcini, frunze, caliente. Ia să vedem, ce-s astea? Vreau să iau cu brânză, dar n-aveau și m-au dat tradiționale. Ce primul era asta? Semințe de anis, de ca un anis. Uf! Porumb cu anis. Asunción după 8 ore. Să avem un ceai de revenală. Asunción. Am mers într-o saună cu acest bus. Wow, dar ce saună a fost. A zis că a lăsut asistele roșii. Și luăm busul 38 care ne duce până în centru. Busul e cu card și n-avem card să plătim călătoria, întrebăm oamenii prin bus care au card. Stăm vis-a-vis de cimitirul din sud și penitenciarul din Asunción. Am instalat în micul studio aer condiționat, plasă de țânțari. Prima oară când vedem plasă de țânțari în Sud America. Și două saltele, trei saltele.
Oh, trebuie să tăi una pe salta, da? Ah, nu, mai una jos, poți să mai tragi. E pentru, asta e pentru trei persoane. Box. Știi, mai tragi aici. Mai într-o persoană. 13 euro pe noapte. Sunt fix lângă penitenciar, fix lângă poarta. Acela este penitenciarul în față. Și vis-a-vis este cimitirul Sur, din sud. Din sud, cimitirul din sud, stăm în sud, sudul Asunción. Am mers fix în ziua cu meciul de fotbal. Mergem să luăm pulsul orașului. Suntem în Tacumbu, zona roșu-albastru. Stadionul. Wow. Începem ziua cu un sandwich cu tofu și măsline verzi. Avem aparatul de făcut sandwich-uri în cameră, două sandwich-uri, trei chiar. Hai noroc. Hai noroc. Azi am fost frizerul personal al Andrei. Ce uci pisică? Care stilește pisica mea. Mia. Am ieșit cam târziu din casă, dar a fost și foarte cald. Peste 35 de grade, cred că. Rudie? Cred că e un fel de cubre. Sau pomelo. Sau pomelo. Ce arde soarele. Moda Barbershop e posibil să fi venit din Paraguay din cauza culorilor. Cald. Am prins cele mai călduroase zile din an. Este ora 4 și este foarte, foarte cald. Totul închis. S-a cel mai băgată în casă la răcoare sau în grădină. Street Art Old School. Acest video este pentru Ioana Crăița 8994. Multă baftă! Baftă, Ioana! Ne îndreptăm acum spre un loc cu mai multă natură, pentru că este foarte cald afară și să sperăm că ajungem la o plajă. Unde? Interzisă iarba. Am ajuns în centru, Hotel Guarani, care ne iese în cale. Statuia care arată spre cer. Un arhanghel și un băiat care ține arhanghel. O arhanghelită, de fapt. Biserica care este păsă de soldați. Construită în 1863. 1863. Am ajuns în centru și în fiecare colț sunt 4-5 polițiști. Chiar 5, da, prima oară am crezut că am nimerit la vreun eveniment și credeam că străzile sunt închise și de asta sunt foarte mulți polițiști. Dar după am fost la unul dintre ei și am întrebat de ce sunt așa de mulți polițiști pe stradă și ne-au spus că de luna trecută au primit un ordin să se suplimenteze
forțele de securitate, mai ales în centrul orașului, pentru că sunt mulți piranitas. Și gândeam, ce sunt piranitas? Piranitas, după aceea l-am întrebat pe om, ce sunt? Oameni care fură, oameni care pești fură. Pești pirania. Pești pirania care fură, piranitas. Și peste tot se prinde poliție. Ca să înghită pești pirania. O zonă mai dubioasă. E posibil să fi fost și aici un protest sau ceva. Oamenii ăștia stau cu cortul. Hai să următoarea stradă, că asta e super dubioasă. Unde stau polițiștii la relax. Hai să vedem ce scrie aici. Francisco Solano López. Erou național al Paraguay. Erou național al Paraguay. În față, plaja! În spate, poliție. În spate am ieșit din perimetru plin de poliție. Și de pești pirania. Și 60 de ani de prietenie, a? E, nu, că am dat și de plajă. E, voilà, plaja. În final, nu sunt multe gunoaie. Churros sau cam atât deocamdată. Churros înseamnă niște gogoși. Doi churros. Gogoșe din Spania. Pare că de o cărare. Un frute cu ciocolată. Super, Pancho Sabina. Cărnicioare. Adică hot dog. Pare a fi Gandhi. Este chiar el. Chiar el. My life is my message. Mi vida es mi mensaje. Sud Corea, nu? Sud Corea. Spune că atunci când este pus într-un oraș, alungă spiritele rele. Dolha Ruembang. I love Asu. Asu. Mate. Ora de mate. Aici putem sta. Pusul în Asunción. Se poate lua barca. Pentru o plimbare cu barca. Distracția. Nu dăm schimb la așa ceva. A pusul în Asunción, la plajă. Am întrebat să vedem ce prețare. Nu, grazias. Plimbare cu bărcuța. 10.000 de guarani, extrem de ieftin. 6.50. Mai tare cu hidrobicicleta. Cam astea sunt activitățile pe care le poți face în Asunción. Să te plimbi cu barca, hidrobicicleta, 15.000 pentru 30 de minute. Biciclete clasice sau biciclete de 4 locuri. Sau de 2 locuri. Sau de 2 locuri.
Iar în tot acest timp trebuie să ai la tine neapărat termosul cu cana și să sugi celebrul mate sau terere. Terere este băutura lor națională și se servește astfel, într-un mare termos, pui bucăți mari de gheață peste care pui ierburile tradiționale și ceaiul mate. Iar dacă rămâi fără gheață, nu trebuie să-ți faci probleme, pentru că sunt pitici care stau la fiecare colț și vând gheață la pungă. Bucurile la plimbare. Oare l-au mâncat? Nu cred. O să ieși cu iepurile la plimbare. Am dat câteva ture prin centru și nu prea e nimic de făcut. Străzile sunt destul de goale. Nu prea e. Plaja e singura atracție din zona. E bun, bine, ia plăcut. Si, ne-am băgat o pizza imensă. 45.000. 55.000 cu marginile umplute cu brânză. Și înăuntru i-am băgat ceapă, porumb și măseli. Specialitatea din Paraguay, Tres Leones, cane în special. Această băutură ne-a costat 1,50 lei. Are 36% alcool și este făcută din 300 de zahăr. 1,50 lei, îți dai seama? 1,50 lei, am luat spiritul mic. Ca moment istoric. O să beau puțin ca să fac ca leu sau ca leoica. E un șoc al lumea, să vezi cum să-i vezi puterea. Țuică. Țuică, țuică. Țuică din 300 de zahăr. Mamă, ce puternică e, nu? O pizza de monștri. Monster. Cum arată? Mama mea, mâncam 3 zile din ea. Am zis că o să ne placă maxim, că a făcut-o super specială.